Ia să vedeți cine e acolo, cine ne așteaptă. Sore, ce faci? Bună, bine, uite, beam a patra cafea pe zi, dar e fără cofeină. A patra? Da, e fără cofeină. Da, și câte bei pe zi, așa, în general? Patru. E ultima, promit. Ești o persoană matinală, în general? În general nu, dar de când am devenit mamă, fără voia mea, sunt matinală, dar cumva a început să-mi și placă. Adică acum, dacă am cumva o posibilitate să dorm în weekend mai mult, mai târziu de 9, nu pot să mă trezesc. Adică, da, nu pot să mă... Nu pot. Am devenit funcțională în jur de ora 8. Spune-mi ce făceai înainte, primul lucru, după ce te dădeai jos din pat dimineața, și ce faci acum, de când ești mamă? Înainte mă dădeam jos din pat, mă spălam pe dinți întotdeauna și acum când mă dau jos din pat, tot pe dinți mă spăl. Asta doar dacă se trezește Erin înaintea mea și mă cheamă la joacă. Dar o iau și mergem să ne spălăm amândouă, pentru că pentru mine spălatul pe dinți este esențial, parcă nu pot să-mi încep ziua fără. Spune-mi cum arată micul dejun ideal pentru tine. Micul dejun ideal este să fie pregătit de altcineva și să mă trezesc, să-l găsesc pe masă deja tăiat castraveți, ouă fierte, moi cu pâine într-un bol, așa să fie zemos, puțină sare, o cafea neagră cu puțină zahăr, cu puțin zahăr, dar de ani de zile nu mai mănânc micul dejun pentru că nu am timp și cumva nici nu mai pot, nu știu, parcă nu pot, beau doar o cafea și un biscuit, mănânc atât. Spune-mi care e cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat luna asta. Luna aceasta am scris o melodie foarte tare pe care o să o lansez. Sau poate deja am lansat-o, nu știu când se difuzează. Zi-mi ce îți place cel mai mult să faci când ai timp liber. Când am timp liber îmi place să văd multe seriale, multe filme, sunt o cinefilă înrăită. De altfel am și terminat regie de film și văd altfel filmele. Studiez tot ce se întâmplă acolo și uite, cel mai recent film pe care l-am văzut și mi-a plăcut, A Star Is Born cu Lady Gaga și Bradley Cooper. Îl recomand, e super tare. Și rulează. Spune-mi, apropo de asta, trei regizori preferați, că știu că dacă te întreb trei filme e prea greu. E prea greu, da. Trei regizori preferați, Milos Forman pentru Amadeus, care e filmul care mi-a, cum să zic, mi-a hrănit gustul pentru regie. Îmi place și Scorsese, foarte mult. Și recent aș putea spune că și Bradley Cooper intră în lista mea pentru că îmi place foarte mult amprenta pe care și-a pus-o pe A Star Is Born. Filmul a mai fost făcut în 70 și ceva cu Clint Eastwood și cu Barbara Streisand și îi aduce prospețime, îmi place. Zi-mi ultimul film la care ai plâns. Ultimul film la care am plâns? Da, pot să spun un video la care am plâns. Bună ziua! Am plâns la un video retrospectiv cu Erin. Are 2 ani jumate și am făcut un video. Și da, am plâns, de seama, e foarte emoționant. Dintre toate hobby-urile tale, care sunt multe, la care nu ai renunțat niciodată? Muzica e pasiune, e hobby, e stil de viață, deci n-aș renunța niciodată la muzică. Ce ți-ai dori să înveți să faci dacă nu ai fi condiționată de timp, de bani, de... Ce mi-ai dori să învăț să fac? Ceva nou. Mi-ar plăcea să învăț să cânt la chitară. Am avut o chitară atunci când eram mică, mi-a adus-o Moș Crăciun și n-am reușit să învăț, nici nu mi-am luat lecții, în schimb am făcut pian. Dar mi-aș fi dorit să pot cânta și la chitară. Cu pianul când ai început? Cu pianul la 10 ani, da, toată copilăria și până la final de adolescență am făcut pian. Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Ce ai spus? Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? E foarte amuzant. Spuneam că voi fi cântăreață și femeie de afaceri. Și cumva ți-a ieșit? Amândouă, da. Spune-mi, descrie-te ca mamă. Sunt o mamă relaxată și totodată mă panichez interior. Atunci când e cazul, mamele știu la ce mă refer, dar încerc să nu exteriorizez asta către copil, să nu-și dea seama. Și sunt o mamă care se joacă foarte mult, o mamă copil. Copilul meu este extrem de fericit atunci când are sens, senzația că se joacă cu un copil de 2 ani jumate, cam așa. Pe o scală de la 1 la 10, cât de mult iubești felul în care arată acum viața ta? 10 plus. Descrie-te printr-un hashtag. Hashtag full option. Zi-mi care e mâncarea ta preferată. Aș mânca paste dimineața la prânz și seara cu orice, cu somon, cu creveți, cu sos curry, cu sos alb, cu sos roșu, cu ton, cu orice. Ce nu ai mâncat niciodată?
N-aș mânca picioare de broască. Desertul fără care n-ai putea să trăiești. Cum ai spus? Desertul preferat. Lava cake. Ok. Fructul preferat? Bananele. Cel mai tare cadou pe care l-ai primit vreodată? Cred că urmează să-l primesc. Vine ziua mea și am primit o vacanță la Londra. Ce drăguț. Și cadoul cel mai drăguț pe care l-ai făcut vreodată? Păi, aici ar trebui să-l întrebăm pe Mircea, iubitul meu. Am încercat să mă depășesc, să mă autodepășesc în fiecare an, dar cred că cel mai tare cadou este o motocicletă din anul nașterii lui, pe care am găsit-o undeva în țară și am dăruit-o, iar el și-a comandat toate piesele posibile și a refăcut motocicleta. Wow. Care e locul în care te simți tu cel mai bine? Acasă și, în egală măsură, pe scenă. Zi-mi o țară pe care îți dorești să o vizitezi și nu ai apucat încă. Am auzit că e frumos în Portugalia. Poate la anul? Dacă ai putea să-ți alegi orice loc de pe planetă unde să trăiești? Paris. Paris, okay. Fără dar și poate. Din România, care e cel mai drăguț loc pentru tine? Să știi că am văzut cam toată România. Nu numai orașe principale, pentru că în drumurile spre concert ajungi să vizitezi mult. Și aș putea spune că Sibiu, Iași, Timișoara, Cluj și Brașov sunt preferatele mele. Spune-mi, te rog, care e viermele tău de ureche în momentul ăsta? Melodia ta preferată. Viermele tău de ureche? Wow, n-am mai auzit asta! Ce tare! Melodia mea preferată în momentul acesta, nu neapărat preferată, cât melodia care mă obsedează, este Promises, de la Calvin Harris cu Sam Smith. Asta pentru că a auzit-o ieri în întâmplător și a rămas în minte. E un cuvânt repetitiv acolo și de aceea am ajuns să o ascult eu foarte mult, dar e oricum o piesă foarte bună, așa că puteți să o ascultați. Cântă la pian, Erin? O atrage? Bate la pian și bate și toba, dar cel mai mult cântă la microfon și deja mi-a spus că vrea să meargă cu mine și la radio și la concerte și să cânte și lumea să spună Erin, Erin! Așa că ar putea să fiu nevoită să îndeplinesc dorința să o introduc în lumea artistică. Apropo, merge? Nu merge. Îi cânti? Ei? Îi cânt des. De altfel, acasă avem și pian, dar și pianină cu Minnie Mouse. Și nu sunt lăsată să cânt la pianul clasic. Sunt invitată să cânt la pianina lui Minnie toate melodiile de copii posibile. Spune-mi un Disney preferat, pentru că sigur te uiți acum. Personajul Disney sau...? Un film. Un film Disney, da. Suntem înnebunite după Sofia I. Zi-mi lucruri despre care ai vrea să știi mai multe. Am vrea să știu mai multe despre istorie, pentru că mă pasionează și încerc să prind din zbor informații. Mă uit la multe filme istorice și citesc cărți care au legătură cu istoria. Ultima carte pe care ai citit-o? Ultima carte se numește Homo Sapiens. Foarte tare, urmează Homo Deus acum. Și aici, în spate, toată lumea zice da! Să știi că mi-a mai spus cineva recent într-un interviu despre Homo Deus. Da? Așa. Bun, deci trebuie pentru toată lumea. Spune-mi ce carte ai recitit așa, la O carte pe care aș reciti-o? Uite, chiar mă gândeam să reiau două cărți pe care le-am citit în adolescență, să văd cum le înțeleg și cum le simt acum, și anume The Vegan Lanul de Secară și Micul Prinț. E un film foarte bun făcut recent, să-l vezi, Micul Prinț. Da, da, o animație extraordinară. N-am știut. Te uiți. Apropo de asta, mai spune-mi un lucru pe care ți-l dorești mult și încă nu-l ai. O carieră internațională. Ok. Dacă ai putea să stabilești tu o regulă pe care să o respecte toată lumea, care ar fi? Aici sunt mai multe lucruri. Dar unul singur... Mi-ar plăcea ca oamenii să nu mai facă bullying. Adică să nu mai fie răi, în special copiii. Observ... Nu știu, pe vremea mea parcă nu era așa. Când eram eu copil, nu am simțit treaba asta. Dar acum copiii sunt răutăcioși cu alți copii și mi se pare că afectează foarte tare dezvoltarea interioară, emoțională. Dacă ai putea fi oricine pentru o zi... Nu merge clapa, scuze, am vrut să vă cânt, dar... Ne-am imaginat, da? Așa. Dacă ai putea fi oricine pentru o zi, da. Cine ai vrea să fii? Erin. Zi-mi o amintire frumoasă care îți vine acum în minte. Acum, dacă tot am spus Erin, mi-aduc aminte de ziua în care am născut-o. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea și emoționantă și n-am putut să dorm deloc în noaptea de dinainte.
Și pentru că iubitul meu dormea fără probleme și eu mă plimbam, făceam între 13-14 prin casă, de la ora 3 dimineața până la 7 când am plecat spre maternitate, nu aveam voie să beau, să mănânc, să nimic, adică nu puteam să-mi ocup timpul cu nimic. Ce crezi că am făcut? M-am machiat 4 ore jumătate, cred că a fost cel mai bine realizat machiaj personal din toate timpurile. Wow! Zim, mare sau munte? Mare. Câini sau pisici? Cum ai spus? Câini sau pisici? Câini! Ai câini? Avem, se numește Dot, este un cavalier King Charles Spaniel, este, dacă mai știți desenul Doamna și Vagabondul, el este vagabondul. Și ea cum se înțelege cu el? Extraordinar, sunt cei mai buni prieteni și mă bucur foarte tare că nu mi-a fost teamă să o las să crească alături de animale, părinții mei au alți căței și se joacă cu toți și nu are teamă de niciun cățel pe care nu îl... melodie! Nu are teamă de niciun cățel pe care îl cunoaște. Înțeleg că l-aveai pe Dot de dinainte. Da, îl aveam cu 2 ani înainte de Erin. Tocuri sau tenis? Aș înclina spre tenis, dar în ultima perioadă mi-am descoperit o latură foarte feminină și aleg să cânt, am auzit pianistă, aleg să port și tocuri, dar comode neapărat, niciodată nu o să mă rup pe 12 cm cui, nu. Dacă totuși merge pianul, hai să vedem dacă, nu? Descrie-mi ținuta vestimentară cu care tu nu dai greș. Cu care nu dau greș? Uh-huh. Cred că mă pot îmbrăca în orice dacă în momentul respectiv mă simt comod și simt că mi se potrivește stării de spirit. Este cel mai important pentru mine să ținuta să se potrivească cu starea interioară, pentru că altfel mi se pare forțat și se vede. Hai să vedem. Ia uite, un cântăreț. Acum poți să ne cânți ceva. Numai un pic să vedem dacă se poate schimba pe pian. Așa. Ia, să vă cânt ceva. Oh. Da, Britney Spears este melodia adolescenței mele. Mi-a plăcut atât de mult. Idolul copilăriei tale? N-am avut niciodată idol, însă aș putea spune că am cunoscut-o în adolescență pe Pink și am purtat-o cu mine până în prezent. Îmi place foarte mult. Este probabil artistul cu cea mai mare longevitate în playlist-ul meu. Spune-mi persoana de la care consider că ai învățat cel mai mult în viață. Sau persoanele? Persoanele, mama și tata. Cel mai bun lucru pe care l-ai moștenit de la ei? Sau învățat de la ei? Da, aș putea să spun lucruri amuzante, că așa calitățile nu sunt atât de interesante, dar un lucru amuzant de la tata, mă bâlbui și sunt timidă, dar am învățat cumva să-mi înving timiditatea, profesional vorbind. Iar de la mama am moștenit pasiunea pentru decorațiuni interioare, pentru haine și... să reușesc să-mi fac timp pentru toate, pentru că în copilărie amintirea cea mai pregnantă cu mama este că reușea să îndeplinească absolut toate task-urile posibile de mamă, de soție, de antreprenor, nu știu, a creat un univers minunat și sper că fac și eu treaba cu familia mea. Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată? Tot de la mama a fost să nu-mi fie niciodată rușine sau jenă cu persoana care sunt.
Cu cine vorbești cel mai mult la telefon acum, cât încă nu vorbești cu Erin cel mai mult la telefon? Să știi că vorbesc și cu Erin foarte des, pentru că atunci când sunt plecată cu treabă, sun acasă și vorbim și pe video și audio. Este foarte încântată și mereu mă întreabă când vin. Dar altfel, mama și tata și iubitul meu sunt persoanele cele mai apelate și prietena mea cea mai veche și cea mai bună, Roxana. Știu, nu e bine să întrebi ceva, o întrebare unde ai niciodată acolo, dar vreau să întreb ce ai vrea să nu se schimbe niciodată. Mi-aș dori să nu mai îmbătrânim de aici înainte, nici noi, nici părinții, doar Erin, să crească până la vârsta noastră și apoi să rămână așa veșnic tânără. Ce te sperie cel mai tare? Mă sperie să-mi iau la revedere de la oamenii dragi. Că recent am trecut printr-un deces în familie și... Adică oricât te-ai gândit de-a lungul vieții că vor veni astfel de momente, niciodată nu te pregătești cu adevărat. Dacă ai putea avea o singură superputere, care ar fi? O singură superputere? Mi-ar plăcea să pot călători în timp și înapoi. Înapoi și să mă întorc, să revăd momente, să revăd persoane. Și apropo de asta, spune-mi dacă ai fi putut alege în ce epocă ți-ai fi plăcut să te naști. Cred că am o legătură cumva, eu cred foarte mult în energie și în karma și în viețe anterioare și mă regăsesc foarte mult în poveștile din 1800. Dar nu cred că mi-ar plăcea cu adevărat să trăiesc atunci, doar că acolo cred eu că am avut o legătură. Dar altfel, cred că ar fi interesant Parisul anilor 30. Cum reacționează soarele la critici? Dacă vin din partea oamenilor pe care îi respect, reacționez bine, țin cont de ele și încerc să le iau în considerare, să aplic ceea ce m-au sfătuit. Dar altfel, critici externe de la oameni care n-au, eu știu, însemnătate pentru mine, nici măcar nu le aud. Ce nu ai face niciodată? Cred că nu m-aș reprofila, n-aș cânta profesional manele. Așa mai râdem, mai glumim între prieteni, dar altfel nu. Spune-mi un lucru, nu neapărat fizic, orice, fără de care n-ai putea trăi. N-aș putea trăi fără familia mea, asta e clar. Care crezi că ar fi prima întrebare pe care ai pune după ce te-ai trezit din criogenare după 100 de ani? Wow! Știu. Sunt și ai mei cu mine? Ok, spune-mi trei oameni, în viață sau nu, da, cu care ți-ai dori să bei o cafea. Aș vrea să vorbesc cu Etta James, cu Mozart și aș mai vrea o cafea cu bunica. Ce sfat ai dat ție însăți dacă ai putea să te întorci în timp, ție la 15 ani? Să nu mai ascult de răutățile oamenilor și să nu creez complexe. Să o ascult pe mama, care mi-a spus: te rog frumos, poartă fuste scurte acum cât ești mică, slabă, pentru că peste 20 de ani te vei uita în urmă și îți vei da seama că niciodată n-ai arătat mai bine. Spune-mi care e motto-ul care îți reprezintă acum cel mai bine viziunea despre viață. Cred că viața trebuie trăită așa cum simți și nu trebuie să spună nimeni ce e bine, ce e rău. Trebuie doar să fii bucuros și mândru de ceea ce faci, de felul în care ești și atunci când te uiți în urmă să nu regrezi nimic. Spune-mi întrebarea la care ți-ai dorit cel mai tare să afli răspunsul. Cred că pe vremuri mă întrebam dacă voi fi o mamă bună. Și acum știi. Știi că sunt. Și Erin e fericită. Descrie-mi, te rog, sau de fapt nu, enumerăm trei lucruri pe care le ai mereu la tine. Portofelul, cheile de la casă și de la mașină și telefonul. Shopping sau shopping online? Shopping online, online, ce bine că am prins era internetului. Ok. Spune-mi două reguli sau două valori personale pe care nu le-ai încălcat niciodată. Nu cred că aș face compromisuri care să nu mă lase să dorm noaptea. Și încerc să nu fiu răutăcioasă fără motiv. Să faci rău gratuit. Da, nu. Dacă ai fi obligată să retrăiești aceea zi din viața ta, știu, e ciudat, din viața ta de până acum, ce zi ai alege? Să o retrăiesc? Ziua cârtiței, așa.
Mi-ar plăcea să retrăiesc două momente. În momentul în care l-am cunoscut pe Mircea, pentru că mi-aduc aminte foarte multe lucruri, doar că aș vrea ști unde am ajuns să ne mai văd odată la început. Și cred că prima dată pe scenă, să-mi dau seama cum am început și să îmi spun că va fi bine. Spune-mi, care e acum cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis, pe lângă faptul că îmi doresc ca familia mea să fie sănătoasă și să se dezvolte așa cum trebuie, aș vrea ca viitoarele mele melodii, la un moment dat, să mai treacă o dată peste granița țării. Pentru că acum 6 ani, prima mea piesă diferent, de fapt a doua, dar prima de succes, a ajuns în Japonia pe locul 5. Și aș vrea să repet performanța. Îți dorim succes să ajungi acolo. Definește-mi iubire. Iubirea? Uh-huh. Fără iubire am fi niște corpuri goale. Prietenia? Prietenia. Mâinile corpului. Spune-mi 3 lucruri care te fac pe tine fericit. Familia, muzica și prietenii. 3 lucruri. Acum, să spun lucruri materiale? Nu. E perfect. Astea sunt. Poți să-mi spui și 3 lucruri materiale. 3 lucruri materiale. Fondul de ten, îmi place foarte mult. Așa. Rimelul și microfonul. Uite că am ajuns tot acolo. Și acum, în final, dă-le un mesaj fanilor și followerilor tăi, mulți. Celor care ne privesc acum. Da. Vă spun ce mi-a spus și mama atunci când eram mică și îmi repetă de fiecare dată când mă vede un pic supărată. Nu vă fie teamă să fiți voi, pentru că e cel mai frumos lucru din lume și orice trend, orice turmă nu merită urmărită. Voi sunteți cei care contați.